Sâmbătă noapte, un tânăr de 19 ani se deplasa cu autoturismul dinspre Botoșani spre Flămânzi. În mașină se mai aflau încă 4 prieteni. La un moment dat, la ieșirea din Zăicești, tânărul șofer a pierdut controlul asupra volanului. Într-o curbă a intrat pe contrasens, iar apoi a intrat în șanțul de la marginea drumului. Autoturismul s-a răsturnat pe câmpul din apropiere. Din verificările efectuate până în acest moment, s-a stabilit faptul că un tânăr de 19 ani, în timp ce se deplasa cu autoturismul pe drumul european 58, în afara localității Zăicești, a pierdut controlul asupra direcției de mers, împrejurare în care a părăsit partea carosabilă și a intrat în coliziune cu șanțul de pe marginea străzii. Atât șoferul cât și pasagerii au suferit traumatisme la membre și la cap, fiind preluați de urgență de ambulanțe și transportați la spital. Poliția continuă cercetările.